Știm că ne vedeți. Deci rândurile cu cele două trinduri în discuție. Avem acolo o lapră. Deci au cele două trinduri. M, B și N, D sunt congruente. Așa. M, B. Congruent cu? Congruent cu N, D. N, D. Unghiul de A. Unde spune, de unde știi că astea sunt? Ipoteză. Ipoteză. Motivăm. Ipoteză. Unghiul A este comun. Unghiul A. Pe unghiul A e comun. Un unghi comun, când îl vezi așa, ăsta, asta înseamnă unghiul. Nu un vârf, un punct. Unghiul e comun când același unghi îl vedem și aici, și îl vedem și... Uite, îl văd aici, și îl văd și în... Așa. Deci, în clipa asta, spunem că unghiul de aici e comun și între unghiul ăsta A, P, L, și în A, S, C. Da? Asta înseamnă că e comun. Adică este... În aceștia, acolo, în aceeași poziție, dar nu vede și în triunghiul ăsta mic și în triunghiul ăsta. Asta înseamnă comun. Nu vezi că e punct comun acolo la cele două triunghi. Da? Să ne înțelegem bine. În unghiul ăsta înseamnă deschizătura dintre două semenele. Am putea să arătăm că... Deci, deocamdată mi-a zis că ND e cât... MB. MB. Ce mai au cele două triunghi? Sunt hașurate, se văd foarte bine. Au perpendicularele. Da, mă da. Gândesc să spun că PN este congruent cu RM. P? PN? Congruent cu RM. Da, da, PN e o bucată și nici nu știu dacă sunt congruente. E o altă poveste. Dar n-am niciun motiv să spun că sunt congruente. Eu am ochiul fixat pe triunghiul ăsta și pe triunghiul ăsta, că sunt așurate. Deocamdată ai spus că o latură cu o latură. Și ce mai au cele două triunghiuri? Păi nu țin cont de ipoteză. Ce s-a dat în ipoteză? Ce era ABCD? Pătrat. Păi nu degeaba. Ce-ai spus că are pătratul? Are unghiul de 90 de grade. Și mă gândesc ca unghiul de să fie de 90 de grade. De 45 de grade. Nu, e, când ai zis unghiul de, eu nu văd unghiul. Trebuie să-mi dai pe 3 litere, că doar mi-a indicat un punct. P de A. P... De A, dar tu nu te duci în triunghiul mare? Ce nu mă interesează. Eu am nevoie de triunghiul ADN, că ăsta este ADN. Deci tu trebuie să stai pe... ADN. ADN. Ce poți să spui de triunghiul ADN? Că unghiul ADN este congruent cu unghiul ABM. Din ce motive? Eu sunt gata să ți-o iau de bună, dar trebuie să mă convingi. De ce A, D, N este cu cine? Din triunghiul ăsta cu, cu altul din partea asta altă. E congruent cu unghiul A, M, pentru că... Cu A? Zi. A, B, M. Cu A, B, M. Ți se pare ție, din, așa, din... Experiența care o ai tu, ca unul ar trebui să intre în discuții, da? Da. De acord cu asta. Dar, de acum trebuie să muncim să arăți că sunt unghiuri este egale. Cum poți să spui tu, ce motive ai tu să spui că A, D, N ar fi cât A, B, M? Poate ai dreptate, dar trebuie să justifici. Păi, observ că D este... Deci dreapta de M împarte pătratul A, B, C, D în două bucăți. Și acolo știu că unghiul D este de 45 de grade. Asta vrei să spui de aici? Da. 45. Și celălalt este tot de 45. Bine. Hai, ce fel de unghi este ăsta așa tot? De o
180 de grade. E alungit, e prelungire, da? Și dacă din 180 de grade scoți pe 45 ăsta, cât o rămas să fie asta? 135 de grade. 135 de grade este asta. Dar în partea cealaltă? Trebuie să fie tot 135. Ia să vedem, să judecăm. Păi din 180 de grade vom scădea 45. Și rămâne și ăsta să fie? Rămâne 135 de grade. Vezi? Din motivele astea. Deci judecăm problema. Noi trebuie să avem argumente foarte bune. Deci vă spune că unghiul A, D, N. Ne întoarcem aici și adăugăm. Unghiul A, D, N. Tu spui. E congruent cu unghiul A, D, N. Este congruent cu unghiul A, B, N. A, B, M. Da? Și pentru că au în paranteză, poți să spui măsura lor. Da, și măsura. Hai să spun chiar aici. Măsura lui A, B, M, egal cu măsura lui A, B, M, și egal cu 180 de grade minus 45 de grade, cam în două, nu? Le scădem și egal cu 135 de grade. Vezi? Din motivele acestea, măsurile acestea sunt egale și spune și exact cu cât. Deci, acum ai latură, unghi. Ar trebui o latură. Neapărat latură. Și care latură să fie? Din AN, congruent cu AN. Păi AN cu AN tocmai trebuie să ajungi acolo. Atunci e vorba obligatorie de cealaltă latură a triunghiului. AD congruent cu AB. Păi de când tot spunem că din pătrat e pătrat, nu degeaba, nu degeaba. Deci nimic nu-ți dă autorul aiurea. El putea să folosească pe un dreptunghi, pe altceva. Dar pe pătrat, ca să spune asta e cât asta. Vreau să-ți vadă, tu ții minte de faptul că e pătrat ăsta? Deci adăugăm acum că AB, AB, congruent cu cine? Cu? Congruent cu AD. AD, AD cu AD. Și spunem aici, laturi... Laturi comun. Alt, mai comun. Laturi... Are pătrat. Menționăm că A, B, C, D, pătrat. Da? Nu degeaba, când am început problema, am spus, măi, să fim atenți la toate informațiile. Degeaba pe pătrat. Laturile egale, unghiurile cele 90 de grade. Spuneam, nu știu dacă îmi folosește. Eu nu știam problema. Dar iată, este de mare folos. Faptul că asta e bisectoare, cu împărțit unghiul în două unghiuri congruente, diagonala 45, foarte important și asta. Mi-a ajutat aici. Și acum sunt în cazul de congruență care? Latură, latură. Deci de aici conform. Latură, unghi, latură, latură, unghi, latură. Înseamnă că triunghiul are în discuție. Asta care l-am analizat noi. Sunt congruente. AND. Deci triunghiul AND. Congruent cu triunghiul A, B, M. Și fiind congruente, acum atrag concluzia, și toate elementele celelalte, dar toate, adică încă trei. Ană este congruent cu AM. Vezi? Ană. Congruent. AM. Congruent cu A, M. Unghiul A. E congruent cu unghiul A? Nu știu. Când zice A cu A, nu înțeleg nimic. A... Citește. A. Unghiul de aici. Congruent cu NAD. Care? M. A. B. Congruent cu NAD. Dar de unde ai dus tu? De ce ai spus că stai către asta? Ce motiv ai tu? De ce M. A. B. cu... A. N. D. Cu A. N. D. Da? Cu A. N. D? Da. Că nu zice A. N. D. Adică cu ăsta. Mi-ai zis M, A, B, adică ăsta, da. E congruent cu M, A, N, A, D. A, cu N, A, D. Dar de ce te-ai dus? Că la început ai zis A, N, D. E S, A, N, D. Deci N, A, D. Vreau să spun, cred că am vrut să spun și m-am... Am înțeles. Dar să fie și mai clar acum, ca să nu mai se întâmple să te încurci. De ce? Ai luat un unghi de aici. Pentru că... A privește MB-ul. Așa, MB-ul e congruent. A privește ND-ul. Deci,
Ăsta, M, A, B, se uită în triunghiul de aici spre M, B. Și M, B, către N, D. Și... Iar spre N, D se uită din triunghiul celălalt, unghiul N, A, D. N, A, D. Da? Deci în triunghiuri congruente, cum am arătat noi că sunt congruente, la laturi congruente, privesc unghiuri congruente. Deci motivul ăsta este. Așa adaug aici că... Spune tu. Unghiul... N-A-D N-A-D este congruent cu unghiul M-A-B. Unghiul M-A-B, da? Și cel de-al treilea unghi, adică cine? Cu albastru, notat de noi. Unghiul A-N-D este congruent cu unghiul A-M-B. A-N-D A-N-D congruent cu? Congruent cu A, M, B. A, M, B. Vezi? Treile-i folosit pentru a arăta că sunt triunghiurile congruente. Și acum și celelalte, fiind triunghiuri congruente, și celelalte trei elemente neluate în seamă aici, neluate în analiză, sunt și ele congruente. Și acum, fie că folosești pe asta, fie că o folosești pe asta altă, știind că triunghiul va rezulta că triunghiul este isoscel. Deci ori din 1, ori o folosești pe 1, ori o folosești pe 2, triunghiul va rezulta că este isoscel. Deci, conform lui 1, rezultă că triunghiul AMB AMN, da, isoscel. Da? Triunghiul ăsta este isoscel. Și tot atât de bine și din 2. Da. Dacă unghiul la bază sunt congruente. Sau din 2, tot atât de bine, nu neapărat să le fără, unde folosești pe acum 2, ci una linie. Da. Deci, da? Că triunghiul A, M, N este isoscel. Deci tu trebuie să te dai peste cap. Să vezi de unde reușești tu, cum ți s-a cerut să arăți că triunghiul isoscel, din alt raționament, pe baza ipotezei, s-a arăt că triunghiul acesta AMN are fie latura AN cât AM, fie unghiurile de la bază cu albastru congruente. Ori asta, ori asta. Și noi am luat foarte bine triunghiul la discuție, la analiză, și ne-a ieșit că triunghiurile acestea sunt congruente, pentru că ne-am plasat în cazul latru, unghi latru, și atunci și celelalte elemente sunt congruente și tocmai asta era AN cât AM, ca să putem spune despre triunghiul mare că este triunghi isoscel. La ce punct am răspuns acum? A. La punctul A. La B o să fie ușor, deoarece știm că dreapta AN este congruentă cu AM și unghiul AN congruentă cu AM. Nu dreapta, segmentele. Segmentele. Da. Și unghiul NDA este congruent cu ABM. NDA este congruent cu ABN. ABN, am zis că e chiar 135 de grade. Da, și de aici va rezulta că perpendicularea care pleacă din B și din D va fi egală. Nu ne-am avut niciodată de ce va rezulta. Care-i teoremă, care-i concluzii, de-i concluzii, de-i se rezultă. Hai să vedem. Noi și trebuie să arătăm. Că PD este congruent cu RB. Păi, dacă aș pierde pe PD într-un triunghi și pe RB în alt triunghi, păi, și dacă triunghiile acelea să fie congruente, atunci gata problema. Păi RBN și PND. RB. RBM. Asta, da, RBM. Cu până D. Se luăm la analiză, da? Da. Hai să noi vom ști direct. Deci, zicem, pentru punctul B. Da. Fie triunghiurile. RBN. Și triunghiul. RBM. RBM, foarte bine, da, RBM. Și triunghiul? Și triunghiul până de. Până de. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Au. Deci ND este congruent cu BM. Sigur că da, din ipoteză. ND congruent cu? Cu ND. ND deci, cu cine? MB congruent cu ND.
Așa, MB, cum vrei cu ND. MB. Corect. Din ipoteză. Da. Mai știm că unghiul D este congruent cu unghiul B. ADN. Nu. PDN este... PDN. Nu, este congruent cu... Dar nu știu de unde e PDN. Păi am făcut la A. Am arătat. Nu PDN, altul am zis. Până D, cu albastru. Da, până D. Până D cu? Cu RMB. Așa, cu RMB. Care e? Până D. Am aici așa. E drept că e M, A, D, dar avem și asta, când am arătat către unghiul A, N, D, am zis A, N, D, A, N, D, se poate spune și până D. Și nu putem spune că și unghiul D este congruent cu unghiul B? Unghiul? N, D, unghiul D congruent cu B. Nu mai spune că D aici sunt multe unghiuri aici și nu pot să... Adică, unghiul PDN așa. E congruent cu RBN, dar ce au 45 grade amândouă. Dar de unde știu că au 45? Păi... Din eu n-am A? Nici eu informație. N-am că unghiul ăsta e de 45. Păi am zis că ADN este congruent, măsura lui ADN este congruent cu măsura lui ABM. Deci A... ADN. ADN. Tot, tot, atenție. Tot așa. Cu tot așa. Dar n-am nicăieri pe PDN. A, da. Atenție. Deci ce ai spus tu deocamdată? Până D congruent cu RMB. Până D. Până D. Adau și aici. Până D. Unghiul până D. Congruent cu unghiul? RMB. RMB? De unde e? Din punctul A. De la punctul A, demonstrat la punctul A, da? Deci, demonstrat A. La punctul A. Demonstrat asta, am arătat. Aici este. Da? Asta e demonstrat. Și cele două triunghiuri luate la noi, nu degeaba am dus noi perpendiculare. B, R și D, N. N-am dus așa o oblică, am dus o perpendiculară. Ce înseamnă perpendiculară? Păi, perpendiculară... Când am o dreaptă și sunt perpendiculară. Păi, e important să-i explici asta. Face, nu, creează două unghiuri de 90 de grade. Ah, mai bun, se creează două unghiuri de 90 de grade. Cu alte cuvinte, tot unghiul acesta care era este înainte de 180 de grade. De 180 de grade, e împărțit în două, cum ar fi, da? 90 și 90. Adică, cu altfel spus, tu mai ai informația că unghiul NPD este de 90 de grade și băr în M este de 90 de grade. Deci cele două unghiuri sunt de aceeași mărime, da? Deci să zicem acum, măsura lui N, P, D. N, P, D. Măsura lui N, P, D. Egală cu măsura lui... egală cu măsura lui M, R, B. M, R, B. M, R, B. Și, în paranteză, egal cu, și egal cu mai departe, egal cu mărbizare. De unde asta? Din ipoteză. Da. Am dus perpendicular. Deci ăsta e motiv. Foarte bine. Păi avem în cazul latură unghi-unghi. Avem o latură și unghi-unghi, nu? Conform cazului acum. Nu putem să punem unghi-latură-unghi? Nu e unghi-latură-unghi. Iese acolo că, fiindcă împreună fac câte aici unghiurile astea. 180 de grade. Dar aici cât fac și astea? 180 de grade. Înseamnă că ăsta și cu ăsta fac împreună 90, că 90 și 90. Păi da. Și atunci a rămas și unghiul aici. 45 și 45. Nu știu cât e 45. Nu pot să spun 45. Depinde cât e ăsta. Cert este că împreună fac 90. No. Dar cum sunt aceste două unghiuri când împreună fac 90 de grade? Nu sunt un fel. Suplimentare. 180 suplimentare. Complementare. Complementare. Deci, aș spune că unghiul PDN
e congruent cu unghiul R, B, M, pentru că au același complement pe albastrul ăsta. Și unul și celălalt cu albastru fac împreună și cum albastru și colo și colo de ce măsură. Deci rămâne că P, D, N, din motivul ăsta, ar fi cât... Cine? P, D, M. P, D, M, N, P, D, N. P, D, N, e... Nu până D? Până D. Da, știam asta din ipoteză, până D. Dar faptul că până D împreună cu P, D, N fac împreună cât? În 90 de grade. 90 de grade. La fel, R, M, B cu R, B, N fac 90 de grade. Și cum ăstea cu albastru și de partea aia sunt la fel, de ce măsură, e stabilit aici, uite, din ipoteză, înseamnă că, în final, poți să spui că sunt și aceste două unghiuri congruente, că au aceeași complement, spune noi. E bine, ce vreau să te să spun ție acum? Tu ai vrut să te duci la unghi, latur, unghi. Este unghi în capătul ăsta, latura, da, și unghiul ăsta. Da. Deci merită să spui și că te-ai condus și acolo, dar deocamdată te poți mărgini sau te poți opri la unghi, unghi, latură. Unghi, unghi, latură. Unghi, unghi, latură, da? Deci poți să spui tot atât de bine. La întrebarea ta, n-aș putea spune latură, unghi, latură, ți-am răspuns. Cum împreună făceau 180 grade, două din ele sunt cunoscute, al treilea vine și el până la 180 grade. Da. Deci conform cazului care spunem? Latură, unghi, sau unghi. Latură, unghi, unghi. Sau unghi, unghi, latură, da? Da. Hai tot aceași. Deci, conform acestui caz, triunghiurile luate în discuție de noi sunt congruente, adică triunghiul care? Triunghiurile R, B, M. E congruent cu triunghiul? Până de. Deci, triunghiurile sunt congruente. Și fiind congruente, acum și celelalte elemente neluate în seamă... De aici va rezulta că P, D este congruent cu R, B. P, D congruent cu R, B. Și ceea ce ne trebuia nouă de arătat, nu subliniem asta, asta era lucru important, nu? Dar pe mine mă interesează să dai răspunsul și la celelalte și lucruri. Și unghiul 2 este ADN, PDN, PDN este congruent. PDN congruent, da? PDN congruent. PDN congruent cu ce unghi? Nu, până D, până D. Că la baia pădână, pădână. Pădână, 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 pădână. L-am avut înainte. Congruent cu re, revene. Re, re? Re-b-mă. 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 Și încă, încă, mai poți spune? Mai poți spune că până este congruent. Sigur că la și până e congruent cu r-b-mă. Până congruent cu R-M. Așa fiindcă ne-am obișnuit noi să spunem așa. Nu ne mulțumim. Când am spus două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că trei elemente le-am folosit și celelalte trei sunt iarăși congruente. Deci căutăm să spunem totul până la capăt ca să fie treaba cum trebuie. Hai să recapitulăm încă o dată. Vezi, aici, în problema aceasta, ca în orice problemă de geometrie, trebuie să fii atent la tot ce se dă în ipoteză și la orice altă problemă. Și de algebră tot așa. Și cum ți-a cerut ca triunghiul ANM să fie isoscel, te întreb ce șanse am eu? Cum trebuie să arăt că isoscel? Ori laturile egale, ori două laturi egale, ori unghiuri la baza acolo egale. Și hai să merg cu laturile, ți-a zis. Ca să merg cu laturi, ar trebui să arăt ca N cu AM. Dar unde intră AN? Într-un triunghi. Zi, visez acum. Dacă pe AN l-ar găsi într-un triunghi și AM pe în alt triunghi și dacă aș reuși să arăt că cele două triunghi luate sunt congruente, atunci toate elementele vor fi congruente și atunci și AN va fi cât AM. Și iarăși zici, băi, dar tot ce mi-a dat mie. Nu degeaba N de. De acum te duci și te telefonează. Nu degeaba N de cât BM. A, să iau triunghiul la ND, că am pe ND o latură cu BM.
Și de aici pornește treaba și problema se rupe. Și le luăm pe aceea și cum mai reușit, mai drept că pătrat, adică a doi cât a bâr. Foarte important. Și acum te duci neapărat unghiul între ele. Cum fac unghiul între ele? Ca să fie latură, unghi latură. Două laturi, având ele și a treia, și unghiul între ele, se trebuie neapărat. Și atunci a fost foarte rapid și a mers foarte bine. Da? Deci învățăm la fiecare. Nu ne depărtăm de problema așa, simplu. Am făcut-o deci mai departe. Cum anume, deci rupăm problema. Asta este foarte important. Deci mai altă problemă, da? Câte probleme ai? Mai am câte probleme. Hai să vedem cum să le facem. Trebuie să te întrebuințez așa și să văd că crești la o problemă la una. Dacă va fi nevoie să le iei pe cel mic, îl aduce aici să te strângă problemă, nu lăsa. Deci noi rămâne. Stau, nu discutăm, e important, îl lasă așa. Te rog. Fie M și N mijloacele laturilor congruente A și AB, respectiv AC. Deci încă o dată, M și N. Fie M și N mijloacele laturilor congruente AB și AC. Deci, ale unui triunghi, poate. Unde ale unui triunghi, să cer ABC. Păi te opri, nu știu, eram în drum aici. Și nu știam ce să fac. Deci, în ipoteză. Ce să dă? Spune-mi tu. Fie M și N mijloace laturilor AB și, de fapt, spune-mi întâi, ABC, triunghi să cer. Așa încet, mă. Deci, triunghiul ABC, isoscel, și spui cu ce laturi? AB. AB și AC. AB congruent cu AC. Deci în condiții, adică ai clar mesajul. Care sunt cele două laturi congruente? M și N fiind mijlocele acestora. Adică, cum o să spun? M o să fie mijlocul A, adică, nu. A, M congruent cu M, B deci, și... Deci, M aparține. M aparține segmentului A, B. A, B. Dar nu oricum. Așa încă... A, E, am mai spus mai devreme. A, A, M congruent cu A, B. Cu M, B. Cu M, B. Și N aparține lui AC. Da, dar nu oricum. Astfel încât A, N congruent cu NC. Congruent cu NC. Bun. Construim MP perpendiculară pe BC. B aparține lui BC și MR perpendicular pe BC. Deci încă o dată, că n-am înțeles. MP perpendicular pe BC. Deci adăugăm că M, M, P, e perpendicular pe... MP este perpendiculară pe... BC. Da. BC cu virgulă. P aparține lui BC. BC, segmentul lui BC. Iar R perpendicular pe BC. Da. Cu R aparține. Aparține lui BC. Segmentul lui BC. Să se afle. Concluzia. A. BP congruent cu RC. BP congruent cu RC. RC. B. Măsur MR congruent cu PN. MR congruent cu PN. P, ia. Și atâta. Începem. Deci să facem desenul. Cum facem? Facem un triunghi isoscel. Cum faci un triunghi isoscel ca să fii cât mai... Păi, voi lua... Ia o latură și pe ea voi desena în centru o linie punctată în sus, pe mijloc.
Și voi trage două laturi. Deci, unde e un segment. Da. Și pe care pui BC-ul. Da. De ce BC-ul? Pentru că latura, baza, da, baza unghiului să fie BC. Căutăm mijlocul și știi tu cum găsești mijlocul, cel mai rapid. Cel mai rapid este să măsori acolo, dar da, cu o anumită precizie ochiul. Dar dacă vrei, iei vârful compasului C, da, un alt da, de cer, partea altă, cu aceeași măsură alta de cer și când le unești, chiar prin mijloc tare. Bun. Și acum, ducem perpendiculară, cum ai spus, pe mijloc. Da. Iată pe mijloc. Și unim cu cine? Cu unim pe B cu A. Așa. Și pe C cu A. Iată unim pe cele două. A, B, C. Triunghiul ABC. Doamna ne-a mai spus că puteam să luăm, deci, prima latură. Pe mai luăm o latură egală ca aceea și trăgeam o linie, altă linie, care nu era egală. La chestia asta, luăm o latură și mai luăm o latură ca aceea. Nu prea ți iese așa. Deci cel mai bine, dacă vrei, cu compasul... Trag cu un alt cerc și... Da? Și ori mergi cu mijlocul, ori unești pe urmă asta ca să fie raze, acolo, două corzi. E mai dificil așa, dar cel mai bine este așa cum pleci cu BC și te duci. Bun. Și acum mai departe. Ce spune aici autorul? Spune că M este mijlocul lui AB. Deci M, mijlocul AB. Să nu faci, e făcut un triunghi echilateral. Aproape echilateral, vezi? Fici în păcat, de urmă. Uite, eu am reușit, l-am șters între timp, când m-am dat seama de să fie asta, cât asta, atât, nu și cât asta de aici. Așa, ochiul spune că sunt aproape egal de acolo, cât îmi spune mie. 26 și 1 de 7. Bun. 2 de 6 și 1 de 7. Bine. Și acum, M e pe mijlocul lui AB, N pe mijlocul lui AC. Hai să încercăm și un pic mai repede, știi, că ne putem duce, ne lălăim prea mult. Suntem la început, e drept, dar trebuie să mergem un pic mai repede. Vom face o perpendiculară de pe MP pe BC. Așa. Deci ducem perpendiculara din M pe BC. Da. Cum o duc? Păi voi pune echerul. Da. Deci pune echerul pune cu vârf de 90 de grade. Așa, cu unghiul drept. Și mă mișc pe lungul liniei acestea, lungul până ajung la M. Până ajung la M. Și până ajung la M, trag și am găsit pe punctul P, parcă ziceam da. Și nu? P. La fel fac și în partea e cealaltă, da. Analog. Și duc până când îmi intersectează în cine, în ce punct, deci în R. Și eu trebuie să arăt că BP uite, ăsta BP BP este congruent cu RC. RC. BP este cu RC. Iar MR cu PN. M R pe urmă, da? Da. M R să fie cât M, iar uite așa. Cât pe PN.